Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor! Iată, astăzi Radio TV Oltenița are un nou invitat pe care îl vedeți chiar acum în imagine, ne zâmbește. Este vorba de doamna coregrafă Valentina Stanciu. Bine ați venit, doamna Stanciu! Bine v-am găsit și mulțumesc mult de invitație! Sunteți pentru prima oară la noi în studio. Pentru prima oară, da. Într-adevăr, mi-a spus că aveți mari emoții să vorbiți în fața camerei de luat vederi, dar... Știți cum e, pentru orice început trebuie să aibă un început ca să facă un pleonasm, așa. Eu v-am invitat pentru că dumneavoastră vă ocupați de foarte mulți copii din municipiul Oltenița care găsesc în dumneavoastră o activitate extraordinară pe care eu o apreciez teribil de mult. Nu numai eu, cred că sunt mulți din oraș care apreciază munca dumneavoastră cu acești micuți și nu numai micuți, pentru că sunt diferite categorii de vârstă a copiilor care lucrează cu dumneavoastră coregrafie, ca să zic așa. Ați făcut de-a lungul anilor o adevărată școală în Oltenița. Ați pornit de la zero? Chiar de la zero. Când chiar nimeni nu îmi dădea nicio șansă, am încercat prin toate puterile să pun această... să pun bazele acestei școli de dans. Ați fost un autodidact sau ați făcut o școală? Am fost și autodidact și am încercat de la cine din organizație învățați cel mai mult, așa ca să vă întărât un pic așa. De la cine din organizație ați învățat cele mai multe lucruri? Păi, ca să vă întărât de un mică, pic. De mică am plecat de la cei doi profesori cunoscuți în Oltenița, profesori de dans, domnul Dan Dimitriu și doamna Daniela Durneac. Regretată Daniela. Da, care am învățat foarte multe lucruri de la dânsii și cred că ei au fost rampa mea de lansare în domeniul dansului. Cei doi, într-adevăr, au făcut o școală de dans în Oltenița care, uite, a prins rădăcini și prin dumneavoastră se continuă în, la nivel local. Micuții aceștia care vă solicită pe undeva, îi simțiți ca o chemare sau e numai dorința părinților? Sunt unii care chiar au chemare, dar nu sunt sprijiniți de părinți, adică ei vin, părinții îi susțin doar prin prisma de a face mișcare, dar sunt micuți care își doresc mai mult părinții decât copiii și astfel vin doar de gura părinților, să zic așa. Bine, asta nu e un lucru bun, dar s-ar putea că chiar venind de gura părinților să capete dragoste de acest sport, să zic eu, pe undeva, că undeva e un sport, dacă așa nu greșesc. Da, sigur. E mișcare, pentru, mai ales pentru cei tineri, mai ales că am avut perioada asta de pandemie, în care în perioada pandemiei n-au avut ce să facă tineri, n-aveau nicio preocupare și ați găsit portițe, ați găsit... cum să zic, uși deschise unde să faceți sigur, activitatea asta? Sigur că da, sigur. Părinții, dacă au fost deschiși și au fost receptivi, i-au adus la repetiții așa cum am putut, cât am putut, ne-am descurcat și noi am mers mai departe. Am văzut că în ultima perioadă aveți grupe de copii. Da, da. Grupe de copii și lucrați foarte mult cu ei la Clubul Elevilor. Vorbiți-ne puțin despre activitatea noastră de la Clubul Elevilor. Ce clase aveți? Și pe urmă vorbim de rezultate care, într-adevăr, sunt remarcabile, dragi telespectatori. O să ne spună doamna Valentina despre ce este vorba. Da. De la Clubul Elevilor pot să spun că am trei grupe de copii cu diferite vârste. De 4-6 ani, o vârstă, o grupă, de 7-9 ani și de 10-12 ani. Sunt trei grupe de copii formate deocamdată. Chiar recent am fost la un concurs la București, Magic Star, foarte bine organizat, cu foarte mulți participanți, dintre care cei mai micuți îngerașii, ca așa se numește grupa de copii de 4-6 ani, au luat locul întâi pe un dans de folclor. Ceilalți de 7-9 ani, grupa steluțelor, au luat tot locul întâi, iar cei mai mari de 10-12 au luat locul 2 pe un dans spaniol. Încerc de fiecare dată să fac diferite stiluri de dans. Copiii se plictisesc foarte repede de anumite genuri dacă merg doar pe un stil de dans și așa că încercăm să improvizăm, să facem cât mai multe aici intervine și tactul dumneavoastră pedagogic, pentru că ați avut în urmă, de ce să ne spunem, și o activitate educatoare an bun. Da, ați fost educatoare și ați trebuit să lucrați cu cei mici și asta v-a ajutat foarte mult în meseria aceasta de coregraf, pentru că
neștiind, dacă nu știi să lucrezi cu sufletul celui mic și să te pui la mintea lui, cum zicem noi, e greu să ai rezultate cu copilul. Îmi plac foarte mult copiii și cred că asta mă face să am rezultatele care le am. Ce vreau să mai zic, pentru că, într-adevăr, eu am văzut rezultatele dumneavoastră pe Facebook, la contul dumneavoastră acolo, și accesându-l, am văzut, nu numai acum, ultima perioadă, ați avut rezultate și înainte, cu alte grupe de copii, care acum nu mai sunt în mâna dumneavoastră, cum să spunem, pentru că au trecut de vârstă și da, au trecut mai departe. Da. Au apucat vreun ei să urmeze vreo carieră de coregraf? Ați aflat ceva? Nu, deocamdată nu. Eu am o vorbă care le spun tuturor copiilor care au trecut prin școala de dans Balistanciu Oltenița. Am o vorbă și le spun întotdeauna, încă nu am găsit copilul, între ghilimele, atât de disperat cum am fost eu după dans. Tot caut și încerc să-l găsesc, să pot să-l lansez, să meargă mai departe. Bine, într-o pasiune ca asta, disperarea cu ghilimele de rigoare e chiar necesară, pentru că nu numai în coreografie, și în muzică, și la mine la fel. Deci trebuie să ai o dragoste din asta pe care să o ai toată viața în sufletul tău și să... De ceea ce faci, să-ți placă ceea ce faci, și, pentru că dacă nu ai pasiune și dragoste pentru ceea ce faci, degeaba muncești. Da, rezultatele nu te încântă cu nimic. Dar și rezultatele când ai pui pasiune, vin. Vin și rezultatele dumneavoastră vin din munca aceasta cu cei mici. Ce aveți pe viitor de făcut acum? Ce v-ați pus în plan? Pe viitor sunt foarte multe concursuri la care ne dorim cum să participăm. Cum primiți invitațiile? În funcție... Eu, pură curiozitate, invitațiile cum se primesc? Se primesc în urma rezultatelor pe care le-ați primit sau se trimit către clubul elevului? Sunt invitații care le primesc către clubul copiilor Oltenița, dar sunt și în funcție de rezultatele la școala de dans, în funcție de rezultatele primite până acum. Locurile acestea fruntașe pe care dumneavoastră le-ați câștigat cu cei mici s-au bucurat și de ceva financiar? Nu. Nu. Primăria v-a sprijinit vreodată? O singură dată a fost nevoie de o susținere din partea autorităților locale pentru a închiria Casa de Cultură, a face filmări online. Iată, dragi prieteni care vă uitați la acest interviu, dacă aveți posibilități financiare, n-ar strica să ajutați acest grup de copii entuziasmi și pe profesoara Valentina Stanciu pentru a putea să ducă mai bine activitatea domniilor sale pentru cei mici și să aibă o gustare, să aibă un transport. Un transport ar fi super binevenit. Deci, cei care puteți, super nu ezitați să îi ajutați dacă vă lasă inima și buzunarul, cum se zice, că asta e foarte important. Unde mai aveți vreun... Vă pot găsi, doamna Valentina Stanciu, cei care doresc pe viitor să vă contacteze mai mult? Unde aveți un punct de lucru? Păi, în general, sunt la Clubul Copiilor Oltenița, găsită. Da. Am și un număr de telefon. Bine, poate mulți nu știu, care poate vin din comunele limitrofe, da, să zicem. Deci Clubul Copiilor Oltenița este în Parcul Mare, fosta Casa Pionierilor. Dar știu că dumneavoastră nu aveți și firma dumneavoastră, care un PFA, da, pe care lucrați în particular. Am cu unde vă pot găsi? Sigur. La școala de dans, Valentina Stanciu. Este un contact direct către mine pe Facebook, Valentina Stanciu. Acolo pot lua legătura cu mine și le pot da mai multe detalii. Și sediu unde l-aveți? Sediu este vis-a-vis de PEPCO, la fosta... Fosta Mare Dunăre, la Croitorie Cooperativa Dunăre. Dunăre. Este Mare, un spațiu închiriat, da. Unde știe toată lumea că se face sport acolo, e o sală de sport, de fitness, parcă. Da. Deci, iată, dragilor, unde o puteți contacta pe doamna Valentina Stanciu, dacă doriți să faceți sport. Există vreo diferență în abordarea metodelor la școala dumneavoastră și la clubul elevilor sau e aceeași metodă? Nu, e aceeași metodă, doar că la școala de dans sunt deja grupe formate care fac mai... Vin mai constant. Da, da. Și sunt de 2-3 ani, automat au mai multă experiență decât... Sunt mai mari cei. Mai decât cei de la mai mari, La clubul elevilor aveți grupele mici. Grupele mici, iar aici e mai mari cei.
Doamna Valentina, dacă mai aveți ceva de adăugat, un apel către părinți, către... Ce doriți dumneavoastră în încheierea interviului nostru? Apelul către părinți este de a susține cât mai mult copiii în toate domeniile, nu neapărat în domeniul dansului, în toate domeniile, în dorința lor de a face altceva în afara școlii. Sunt toate binevenite, toate activitățile, că este handbal, că este karate, că este dans, că este muzică. Încercați să-și susțineți, că nu se știe niciodată pe viitor ce carieră vor putea urma în domeniul care își doresc. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamna Valentina, și baftă în ceea ce faceți. Da, mulțumim, cu drag, sănătate multă, vă mulțumesc.